Salutare! Ăsta este Oppo Reno 12 Pro, iar astăzi vă prezint review-ul meu al acestuia. Sincer, la asta n-am apucat să-mi scriu niște idei clare după care să mă iau în acest clip, desper să fiu cât de cât coerent, însă eu l-am comparat atât cu Honor 200, cât și cu Motorola Edge 30 Ultra. Sincer, nu sunt încântat de ce oferă acest telefon pe la 2200-2300 de lei la cât l-am găsit eu în acest moment. Evident, dacă prețul lui scade tot la fel de mult și de repede, precum a făcut-o deja, pentru că a fost 3000 de lei la lansare, s-ar putea ca totuși acest telefon să merite cumpărat, dar nu, n-aș da 2200 de lei pe el. N-aș vrea să fac un clip foarte lung pentru acest Oppo Reno 12 Pro, așa că vă zic din start, performanța lui este cam tot acolo cu a lui Samsung Galaxy A35 plus minus, deci cu a unui telefon de 1200-1300 de lei, cel puțin dacă ne luăm după sintetice, dar și după cum se comportă el în PUBG, dar și în viața reală. Merge bine și în viața reală, merge bine și în PUBG, dar setările maxime sunt astea, adică smooth cu extrem FPS sau HDR cu ultra FPS. Deci ți-am zis, ca un telefon de 1200-1400 de lei, pe acolo. Merge bine prin sistem, n-am observat să fie probleme aici. Până la urmă este și stocarea UFS 3.1, ceea ce e foarte bine. Deci nu rupe gura târgului cu performanța, asta este clar. Însă, acest procesor, în combinație cu bateria de 5000 de mAh, o baterie ce n-ai zice că este wow, oferă o autonomie fenomenală. Deci nu prea am văzut o autonomie atât de bună, sincer. Probabil doar pe Oppo Reno 11F a fost ceva similar sau pe Honor Magic 6 Lite. Dar, comparativ cu Honor 200, care nu mă înțelegeți greșit, și el are o autonomie foarte bună, ăsta este la vreo 2-3 pași diferență, da? Deci nu doar o idee peste. Vedeți și voi că la utilizare foarte intensă, deci foarte mult gaming și teste sintetice, am scos undeva la 6,5-7 ore de ecran pornit, ceva de genul, pentru că mare atenție, în PUBG a stat cu ecranul pornit și doar să descarci niște chestii acolo în fundal, dar l-am și uitat eu prin meniu cu ecranul pornit, deci realist vorbind vreo 6 ore jumate de utilizare intensă de ecran pornit și am mai rămas cu 34% baterie versus 4% baterie pe Honor 200 la aceeași utilizare, deci o diferență enormă. La fel și la utilizarea mixtă, a fost o diferență de vreo 15% dacă nu mă înșel, o vedeți și voi acum pe ecran, am rămas cu vreo 30% baterie pe acest Oppo Reno 12 Pro la 11 ore de ecran pornit, ceea ce este enorm, efectiv, e enorm. Mai ales că bateria este de 5000, nu de 6-7000, da? Deci autonomia este excelentă pe acest Oppo Reno 12 Pro. Ecranul, cu toate că zice că ar avea doar 1200 de niți luminositate maximă versus 4000 pe Honor 200, sincer, afară în soare puternic n-am văzut aproape nicio diferență între ele. Nici versus al meu Motorola Edge 30 Ultra n-am văzut mari diferențe. Deci ecranul, din punctul meu de vedere, este foarte bun pe acest telefon. Mai ales dacă prețul o să scadă la sub 2000 de lei. Deci, na, până la urmă e un AMOLED de la 120 Hz, Full HD, deci ai cam tot acâmul. Și acum vine partea interesantă, mai ales dacă prețul lui cu adevărat o să scadă la sub 2000 de lei, având în vedere că deja a scăzut în câteva săptămâni cu 800 de lei. Da? Camerele acestui telefon, cel puțin pe hârtie, sunt foarte variate. Avem așa, 3 camere de 50 de megapixeli și una de 8 megapixeli. 50 avem pe camera principală, 50 pe camera telefoto și 50 pe camera selfie, ceea ce ți-am zis, pe hârtie arată foarte bine. La camera selfie trebuie să-ți adaug și faptul că are autofocus, deci dacă faci poze foarte de aproape, vezi și tu acum pe ecran, o să ai nivel de detaliu excelent versus altele care n-au autofocus. Camera principală însă, cu toate că e de 50 de megapixeli, are un senzor fizic mai mic decât pe Honor 200 și deci, per total, pozele ar fi ceva sub acel Honor 200. Dar softul văd că face o treabă foarte bună și cumva compensează astfel încât să ofere niște rezultate chiar foarte bune, chiar și când lumina este mai puțină, ce să vezi. Zoomul este un 2x, avem autofocus, dar n-avem stabilizare optică pe el. Versus Honor 200 e ceva sub, dar versus Motorola Edge 30 Ultra pare să fie ceva mai bun, ceea ce e foarte bine. Nu e un zoom wow la banii ăștia, dar este bine că l-avem. Camera ultra-wide e specifică unui telefon foarte ieftin, în general nu aș utiliza-o, adică vezi și tu că nu este wow comparativ cu Honor 200 sau cu Motorola Edge 30 Ultra. N-aș utiliza camera ultra-wide și punct. Chestia asta este valabilă și pe filmat, pentru că pe camera ultrawide merge doar la 1080p30. Deci aș utiliza-o strict doar dacă aș avea cu adevărat nevoie de ea. Altfel, m-aș limita la camera principală, camera de zoom și camera selfie. Pe camera principală, când vine vorba de filmat, 4K30 e foarte bine, mai ales dacă prețul lui o să scadă la sub 2000 de lei și totodată, per total, filmarea arată bine, este și o stabilizare decentă, chiar ok, mai ales dacă, îți repet, o să-l găsim la sub 2000 de lei. La banii ăștia,
mai bine ți-ai Honor 200 dacă vrei să filmezi cu telefonul. La fel și pe camera selfie, stabilizarea este mai bună pe Honor 200, însă ce să vezi, probabil datorită faptului că avem autofocus pe camera selfie, nivelul de detaliu este mai bun pe Oppo Reno 12 Pro. Deci dacă vrei să filmezi cu camera selfie mai mult static decât să te miști, e o alegere foarte bună acest Oppo Reno 12 Pro, pentru că are autofocus la banii ăștia pe camera selfie. Nu prea mai găsim telefoane cu autofocus la banii ăștia, mare atenție pe camera selfie. Deci clar o să fie un plus major când o să-l vedem la sub 2000 de lei, pentru că eu mai degrabă văd ca fiind când, nu dacă o să ajungă la sub 2000 de lei. Dar am un minus destul de major, mai ales la banii ăștia, faptul că modulul de vibrație este execrabil. E ca un modul de vibrații de pe un telefon de vreo 5, 6, 700 de lei. Dezastros. Am observat acest lucru prima dată când am dat să mă conectez la Wi-Fi. Pe Honor 200 au venit vibrațiile dezactivate, ceea ce este foarte bine. Mai bine dezactivezi vibrațiile dacă știi că-s nasoale, decât să lași acolo să-ți vibreze tastatura într-un mod foarte, foarte prost. Adică tu apeși foarte repede, dar vibrațiile vin cu întârziere și se amestecă între ele. Nu e ok. Construcția este ok pentru că avem Gorilla Glass Victus 2 pe față. Excelent, dar în rest este de plastic. Na, plusuri și minusuri. Totodată avem și rezistență IP65 la apă și praf. E binevenită, dar aș fi vrut măcar IP67 să știu că pot să-l scufund în apă. Dar, repet, e binevenită. Totodată, având în vedere că bateria este una de 5000 de mAh, să-l faci de 7,4 mm grosime e chiar o reușită din punctul meu de vedere. Deci avem și baterie suficient de mare și cu autonomie excelentă, dar este și subțire acest telefon, subțire și elegant, evident. Am uitat să menționez la ecran, dar o zic aici la design. Ecranul este curbat foarte, foarte subtil pe toate marginile și totodată marginile negre sunt foarte subțiri și simetrice. Deci, per total din față, telefonul ăsta arată foarte bine și n-ai zice, de exemplu, că nu este un flagship. Cu alte cuvinte, mă deranjează cu adevărat cam două lucruri la acest telefon. Performanța aș fi vrut să fie mai bună pentru acești bani, clar, și după aceea, camera principală din nou și ea aș fi vrut să fie mai bună la acești bani. Pentru că, na, softul compensează, dar ați văzut și voi la poza aia cu toboganul, uneori nu poate să compenseze softul, din păcate. Bine, și a treia chestie, motorașul de vibrație este foarte nașpa pentru banii ăștia, dar ăla îl dezactivezi și a rezolvat problema, da? Dar celelalte două minusuri sunt destul de majore, astfel încât să zic, băi, nu merită peste 2000 de lei acest telefon. Dacă o să-l vedem la un 1600-1800 de lei, e discutabil și, bineînțeles, la 1600 de lei, deja intră în zona de best buy, fără discuție. Dar pe la 1800-2000 de lei, un preț realist la care zic eu că s-ar putea să ajungă, da, merită cumpărat. Chiar și la banii ăștia, dacă te interesează în primul și în primul rând autonomia, Oppo Reno 12 Pro oferă o autonomie genială. Deci n-ai cum să greșești cu acest telefon când vine vorba de autonomie. Ai și o performanță mai mult decât decentă, dar în același timp ai și o autonomie foarte, foarte bună. Și în același timp ai și un ecran AMOLED, ceea ce mi se pare foarte impresionant, sincer. Nu știu ce au făcut ei acolo, dar autonomia este excelentă. Deci cu autonomia clar iese în evidență și n-ai rival la banii ăștia pe parte de autonomie. Ba chiar dacă stau să mă gândesc, nu prea ai rival la autonomie la niciun buget, astfel încât să fie și telefonul subțire și să arate a telefon normal, da, să nu fie telefon de la deșantier. Deci ai și plusuri majore, dar și minusuri destul de nasoale, zic eu, pentru 2200-2300 de lei, cât costă el în momentul filmării acestui clip. Hai, cam astea au fost părerile mele despre Oppo Reno 12 Pro și evident le vreau și pe ale tale acolo jos în comentarii. Ei sunt oamenii care mă susțin efectiv în mod direct la momentul editării acestui clip și dacă vrei să o faci și tu, tot acolo mai jos găsești butonul de alătură-te, lângă butonul de like, cel de abonare, dar și lângă butonul de distribuie. Te îndemn să le apeși și pe ele pentru că și așa mă ajuți efectiv în mod direct, dar fără să scoți un leu din buzunar. Iar până la următorul eu mă înclin și îți doresc numai bine.